Și spuneți în același timp că sunteți gata să vă asumați aceste lucruri și chiar să plătiți dacă va fi cazul. Sigur. Ce înseamnă să plătiți? Păi nu, o să întreb comisia, sper să mă cheme, că știți că pe domnul Magnu l-a mai chemat nimeni, că de fapt ideea era să plece din funcție, nu era... Și tot la fel, nu? Parcă tot revista Natura l-a descoperit pe domnul Magnu. Dar nu, că metoda, filiera e aceeași, funeriu, Natura. Eu am trecut, cărțile și autorii, am trecut la bibliografie. Dacă nu trebuia să-i trec doar la bibliografie în spate, ci trebuia să-i trec în josul paginii, sunt gata să-mi asum greșeala, nu știu, repet, nu știu care e sancțiunea. Oricare este sancțiunea, o accept. Chiar demisia? Demisia din ce? Din funcția de doctor? Nu, da. Din funcția de premier. Un ministru a plătit cu această... Doamna, n-a plătit ministru, domnul Mang, n-a plătit și am precizat foarte clar atunci că a fost un atac politic și că domnia sa, având de pregătit bacalaureatul, având de pregătit testele naționale, mi-a spus foarte clar, domnule, n-are rost, că orice facem la bacalaureat o să se spună că o să se vorbească tot de mine. Dar domnul Mang n-a plătit nimic pentru că n-a făcut nimic. Nu s-a mai întâmplat nimic mai departe și nu se va mai întâmpla nici cu povestea asta. În rest, am făcut ceva în funcția de prim-ministru, împotriva intereselor României, oricând voi face ceva împotriva intereselor unei persoane sau a României, sigur că voi demisiona. De ce să demisionez? Poate nici vorba. Poate vorba de o demisie de onoare, ar spune unii. Că Băsescu, nu? Hai să fim serioși. Oricând, dacă comisia îmi spune că nu trebuia să trec la sfârșit bibliografia, ci trebuia să o trec în josul paginii, imediat renunț la titlu, repet, un titlu pe care nu l-am folosit și de care dumneavoastră n-ați fi știut dacă domnul Băsescu nu era atât de amabil să vă anunțe cu o săptămână înainte ce dosărel îmi pregătește. Nu țin la acest titlu, nu am boala titlurilor.